exclusiv în România, te cheamă la drum. Duminică la ora 17 vizităm unul dintre cele mai frumoase, dar puțin știute, palate brâncovenești, ridicat de cel supranumit Prințul Aurului la Potlogi. De aici plecăm în peștera cu cel mai lung traseu vizitabil din România, peștera Ialomiței. Iar ca să nu uităm valoarea lecturii, căutăm și Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești din Târgoviște. Nu în ultimul rând, dăm o raită la Zimbrăria Neagra, pentru a învăța povestea uriașilor blânzi ai pădurilor românești.